Și mă gândesc că 6 centimetri mai degrabă. Hai să lăsăm așa. 6 centimetri. E așa, da. Așa mai bine. Da, deci, hai să ne facem. De fi aplicate. Da, are multe greșeli, știți? Categoric, am dat seama că... Și e nici verificat dacă AB e egal cu 6 metri. Dacă AB este 6 metri... Centimetri. Metri. Tot metri. Verificat dacă AB e 6 metri. Hai, ce se întâmplă? El e 6, bun. Avem 36 minus 18. Deci vine AB, 8B... 8B. Egal cu AB. 36. Minus 18. Să știți-mi și câte ai de sus. Da. 36 minus 18 și face minuna 3 radical din 2 4 4 a rămas aici, nu? 4 minus 2 adică 3 3 radical din 2 3 radical din 2 deci cine este? OAB e 3 radical din 2 ducem în triunghiul OAB acum OAB, da. În care avem că AB este egal cu radical din 2 ori 9 ori 2, 3 egal din 3, 6. E 3 radical din 2, OAB? OAB e 3 radical din 2, da. Înseamnă că AB e 6. Nu ce într-un pe OAB, asta ce? Da. Care e isoscel și dreptunghic. Așa, și aflăm pe AB, care este? 6. 3 radical din 3, 6. Da. 2 ori 9 ori 2 și 3, 6, 6. Și egal cu 6. Bun. Nu 6 metri, 6 centimetri. Peste tot. Da. Dacă... Deci am aflat pe AB, da? Da. AB la întrebarea este 6 centimetri. Măsura dintre două plane. VAC. Și VBD. Și VBD. Și VBD. VOB, nu? VOB sau VOD sau VOAC, toate au aceeași... Dar nu-i VOA latura comună. A, intersecția planului este VOB. Da, deci măsura din plin ar fi VOD sau VOC sau VOB sau VOA, nu? VOC... Sau VOD sau VOB sau VOA. Miruna, hai să ne mai amintim ce înseamnă unghiul format de două plane. E un unghiul, da. Și cum gândeam noi? Ducem o perpendiculară pe un plan și altă... Ducem pe dreapta comună, un punct pe dreapta comună și ridicăm două perpendiculare de cele două plane. Pe dreapta comună e VO. VO este dreapta comună. Da. Adică avem un punct. Căutăm un punct pe VO. Un punct pe VO. O. De regulă, iată VO, vede iată VO. De ce? Pentru că AB cât e dreptunghi. Și în diagonală tot dreptul sunt perpendiculare. Deci, iată. E pătrat. Vede pătratul. Vede pe VO unchea comună, cum spuneam. Și acum, pe unchea comună, vede pe O ca fiind punctul deștept. Fiindcă OC e perpendicular pe VO. Da. Fiindcă VO era perpendicular pe VC și pe V... pe planul de jos. Și AO e perpendicular. Și AO e perpendicular. Deci ce? Unghiul AC? Unghiul care? E AC, o latură. AC, numai nu AC. Deci avem planul ăsta așa, VBD, și planul VAC. Da. Am zis că AO e perpendicular pe VO. Am zis că OC e perpendicular pe VO. Păi AC e una singură și este planul VAC. Noi căutăm... Aaa, unghiul e BOA, nu? BOA, așa. BOA sau BOC, o zis el, sau COD sau... Da? Deci eu văzut ce? Dreapta comună VO. Pe unghia comună a luat un punct interesant și punctul O pare cel căutat. Și în punctul O, o dus perpendiculare pe VO, situat în cele două plane. OC este într-un plan, în planul VAC, iar OB este în planul VDP.
Și atunci unghiul COB este unghiul dedelor. Deci unghiul dedelor, deci așa vine acolo, pentru că palma așa vine. Și măsura e? Nu. Și măsura este 90 de grade. Și am aflat. Da, deci e treaba, măsura unghiului acela egal cu 90 de grade. Dar trebuie redactat. Deci la punctul B, cum trebuia să zicem? B, la punctul B, care este deci, așa? Deci acum A, B, C, D... Nu, V, O. V, O e perpendiculară pe planul A, B, C, D. V, O e perpendiculară pe planul V, A, B, C, D. V, O e egal cu intersecția dintre planurile V, D, B, V, D, B cu planul V, A, C. V, A, C. Mai avem că A, B, C, D. Ce este A, B, C, D? A, pătrat. B, C, D. Pătrat. Rezultă că D, B, diagonal este un pătrat, D, B e perpendiculară pe A, C. Cum VO e perpendiculară, VO perpendiculară pe planul ABCD, rezultă din ăsta două că VO perpendiculară, VO e perpendiculară pe DB, VO e perpendiculară și pe AC. Deci invers, AC pe proprie VO, DB pe VO și cum O mijlocul DB și AV. O, nu mai precizăm că neapărat e mijloc. Important este că zicem că OC e inclus în planul VAC. Nu? OC e inclusă în planul VAC. Iar OB, să o luăm pe asta, OB, inclus în planul VDB. VDB. Și din astea două rezultă că măsura unghiului, măsura unghiului care VAC, VAC, a planului VAC, VB, măsura unghiului acesta. E ca un mod de grad, din cauza că nu pătrat de mai super grad. Deci asta e unghiul dietru. Asta trebuia să spunem, da? Adică, practic, pe unghia comună a dus perpendiculara OC și am zis că V, O, perpendiculară pe planul, deci OC perpendiculară pe V, O și OB perpendiculară pe V, O. Da? Și AC sau DB perpendiculară pe V, O. Și de aici, pe se placă. Se întâmplă măsura să fie 90 grade. Deci trebuie să redactăm tot ce am spus mai devreme. Și ce? Și acum punctul C. Mâi de VB. La mijloc. Mâi e la mijloc. N e de ce vrem? Tot la mijloc. Tot la mijloc. La linii mijlocie, mă. Mă, linii mijlocie. Și vrea a dă mâi și cu anul să fie coplanare. Adică să aparțin unui plan. Exact. Dă mâi și cu anul, dă Cu anul. Vreau să le încadrez pe ăsta în planul A, M, D, N. A, M, D, N. A, M, N, D. Da. Ca să zicem, A, M, N, D, N. Hai, de ce două ori? Da, M, N, D, N. A, M, D, N. Așa. Și avem că, știm că A, D e paralel cu M, N, pentru că M, N e paralel cu B, C, B, C e paralel cu A, D. Sigur. Știm că A, M, e paralel cu D, N, pentru că
văd că tot planul e paralel cu planul, nu e paralel. Deci știm că vreau să măsuresc că dâmul e paralel cu anul, dar nu pare a fi, nu? Da, nu este. Nici te strădui să arăți un lucru care nu e adevărat. Da. Păi tu m-aș da seama. Asta. Stai să vedem, Merula. Ai spus mai devreme că mână... E paralel cu ată. Cu BC mai întâi. Cu ată. Și pe mână cu ată. Deci mână paralel cu ată? Da. E gata. Trapez. Păi dacă e paralel, ce înseamnă? E trapez. Mână și cu ată, cum se întâmplă? Coplanare. Paralel se urmă așa. Două drepte paralele, este un plan. Și dacă avem două drepte paralele, înseamnă că e trapez, nu? E trapez. Dar punctele acestea, A, M, N, G, sunt coplanare. A, bine. A, sper simplu. Deci dacă sunt coplanare, A, M și cu D, M, sunt coplanare. Sunt terminat. Doctor. Deci de atunci am adică două paralele. Păi, dar paralelismul doar într-un plan vorbit. Da, dacă e un paralelogram, da. Uite, aici nu s-a jucat decât asta, mână, linie, mijlocie. Da, dar știm ce înseamnă. Da, și paralelă cu BC. BC, BC cu AD, da, deci mână cu AD. Da. Și asta e problema. Redactăm. Da. Deci la punctul ce... Spune-mi așa. V, M, E, G, T, M, V, V, M, egal cu M, V. VN egală cu NG, din cele două rezultă că MN linie mijlocie, rezultă MN paralelă cu BC. Deci MN paralelă cu BC. Dar BC paralelă cu A, D. Rezultă că mână paralelă cu BC. Mână paralelă cu A, D. Și rezultă de aici că punctele M, N, A, D, au planare. Dacă punctele sunt coplanare, atunci și dreptele acestea, e vorba de care drepte? De dreptele... Păi... Da? E vorba de dreptul spiritului. E vorba de dreptele... De mânșeană. De mânșeană. Ce a fost? Amă și gene, coplanare. Credeți că acum mai am pierdut de... Da. Sunt mai deci, cât este aici, ce am observat? Am observat că în clipa în care am prins paralelismul, asta e proteția, nu am nimic de comentat. Paralelismul mi-a asigurat coplanaritatea. Și atunci, dreptele A, M și D, A, N și D, M, sunt coplanare. Deci, suficient arătată. Da? Da. Deci, patru coplanare, dreptele care unesc acolo sunt aceeași parte. Să facem sinteză. Da, e să vedem. Nu știu ce picare. Ce-am făcut mai e geometrie, da? Exato.
Iasă, nu? Unghi funcții trigonometrice, am aplicat tangente acum, da? Da. Funcții trigonometrice ale unui unghi. Am pus tangente acolo. Perpendicularitatea face un angul. Da, da. Proiecții de drepte, am avut proiecții de drepte. Am avut, la un drept. Da. Proiecții, da. Proiecții ortogonale, da. Ortogonale. Hai zi, vina. Așa. Și într-o modul, da. Unii la două plane, am văzut de lungă de asta. La revedere, vă mulțumim dar nu vă abonați, vă dăm o seară plăcută în continuare. Noi stai de la și șer. Și apoi hai să ne ospătăm. Hai, dă-o! Ospătați-mă, cu ce să te ospătezi? Hai, dă-mi coacă să pot. La revedere!